bună seara! Mățucăm, suntem iar la drum. Când am aflat că nu ne primesc ăștia în Schengen, am zis că să mergem să protestăm la Viena, da, direct. Protestăm și cred că rezolvăm ceva. Eu da, sunt păi, sigur, seama, în momentul în care o să ne vadă... Fără Schengen nu mă întorc. Deci, o să, dacă Schengen nu reușesc, Schengen tot îl duc. Pe când o să ne vadă ăștia pe noi, o să zică, măi, veniți să ne faci o doină și tu să ne faci un brâu, asta pentru voi, păi, dar cum să nu intrați voi în Schengen? Dacă moșul meu, ai bătrâni, pe picioare s-au dus la Viena, apoi eu când am Japonia cu mine aici, nu mă duc, mă duc și veniți cu noi, da, să vedem cum le distrugem tot, târgul de Crăciun. Le distrugem. O să fie foarte impresionat, până la lacrimi. O să fac... Dar pe voi v-am așteptat, mă, ce mai, exact, gata, poftiți, exact, pe aici, intrați pe aici și tot pe aici ieșiți. O să mergem, o să mergem într-o mini-vacanță. Da. Nu ne-am propus chiar să mergem cu ocazia asta. Nu suntem fericiți, dar nici nu suntem triști că nu ne-au primit ăștia. Nu, eu sunt foarte, foarte mulțumită și încântată, pentru că îmi doream de mult să merg și trebuie să-ți mulțumesc ție, pentru că ăsta e un cadou pentru ziua mea. Uite, dacă tot m-au întrebat, ce ai primit de Moș Nicolae? Păi uite-te, soțul meu mă duce la târgul de Crăciun de la Viena. A mai fost o singură dată, dar a fost atât de frig că nu știam pe unde să-mi ascund urechile. Sper să nu prind un frig de ăsta așa acum, dar mi-a plăcut foarte tare și sunt convinsă că așa cum o să-mi placă. Abia aștept. Mă bucur ca un copil, abia aștept. Mergem și vă arătăm și vouă. Mergem câteva zile la Viena, ne întâlnim și cu, da, prietenii noștri de acolo, de români. Mergem la cineva acasă, după aia mergem și la târg. Avem un prânz sâmbătă cu un grup de români cu care povestim niște chestii, vă arătăm și de acolo. După care plecăm spre Ungaria înapoi. Haidu Saba. O stațiune foarte faină. Stăm acolo nouă nopți și vă arătăm... O să vedeți, eu mi-am dorit. Nopțile, dar ziua avea arătat. Mi-am dorit să merg la Haidu Saba, pentru că am auzit tot timpul vorbindu-se, mă, toate stațiunile din Ungaria sunt faine, dar asta e cea mai faină. O să vedeți, o să vedem împreună cum e. Chiar mai frumoasă decât Székesfehérvár. Mă, am fost, eu nu pot să pronunț, am fost acolo, a fost fain, într-adevăr. Dar m-au zis că aici e mai fain. O să vedem, o să vedeți și voi. La drum. Pa, pa, pa. La Viena. Am avut o viață cum nici n-am gândit. Viață, viață, toace mărcic. Am oprit în Ungaria, tot timpul oprim tot la același restaurant. E și meniul în limba română, că o ungurește am uitat. Ah, vorbiți să mânește? Bună, puțin. Foarte bine, cum să nu uitați? Chiar nu știu ce se pentru că tot mi se pare fain. Un bine, toate. De niște creier pane, al cui o fi. Adică să luăm ce nu avem. Nu mă, dar uite, da, aici, supă de pui, ciorbă de gulaș, de carne de porc. Ciorbă de gulaș, șolan cu cartofi, țărâne, fasole cu ciorbă, de buda, pesta, ceapă, șnițel. Uite, mie mi-a ajuns gulașul și ardei iute. Pipar căiuțe. Pipar căiuțe. Și tu ce ți-ai comandat? Pita. Șnițel din piept de pui, că nu pot da o felă, e perfect. Ok. Bun. Hai să, o să vedem șnițelul, când vine șnițelul tău. Momentan să ne ocupăm de gulașul ăsta, să vedem. E cu carne de vită. Nu l-am luat să-l mâncăm, doar mirosim. Atât. Vezi, dacă n-ai avut răbdare, mi-ai luat mâncarea? Și mi-a adus mie, fii atent, mi-a adus mie. Da, vezi, dar ce porții au. Mi-a adus, uite aici, și uite aici. Tu vezi de ardei iuțai tăi. Asta e, cred că mâncăm și mâine, și poi mâine la Viena. E foarte mult, dar știu că e foarte gustos, am mai mâncat aici. Foarte mult, și ăsta e foarte mult. E foarte mult.
Păi și noi ni-s mulți. Ați venit din România, mă, ăștia flămânzi, precis. Am venit cu autocarul. Am mâncat bine. Îi spunem lui Pișta, Țerus Pișta, Țerus Pișta. Mergem. Hai că plouă. Hai mai repede că îmi strică cocu. N-ai văzut că am coc, mă? Ce vorbești? Deschide. A, da? Nu merge altfel dacă nu deschizi. Am plecat la drum, cu mațul plin. Pe Pișta l-am salutat. Când ești sătul, altfel. Altfel merge treaba, da? Când ești sătul, când ți-e foame, nu-i bine. Da. Da. M-am săturat. Hai să plecăm. Hai da. Am avut o viață cum nici n-am gândit. Viață, face morcicnit. Și-am trăit doar bine cu precinii mei. N-am zuitat de nimeni, inima-i a ei. Și-am trăit doar bine cu precinii mei. După multă vreme, lasă-ți masca lui Zoro. Mergem cu tramvaiul, n-am mai fost de mult. Masca. Și fără masca. Aici Alina este fidela măștii. Este iubirea. Mergem la târg. O să vedem cum e. N-am apucat să vă mai arătăm. Am fost la restaurant astăzi, ne-am întâlnit. Am făcut și prezentare scurtă. Și acum mergem să vedem. Dac la Viena. Și dacă fluierul ăla vine și vorbim stai. De ce mă? La cât de la Revelion. Ok. Hai că trebuie să mă țin. N-am zuitat de nimeni, inima-i a ei. Și-am trăit doar bine cu precinii mei. N-am zuitat de nimeni, Doamne, să nu iei.